Emoții mari pentru cei care s-au înscris la sesiunea a doua a examenului de bacalaureat din acest an. Absolvenții claselor a 12 au susținut proba scrisă la limba și literatura română pentru această probă, fiind aleasă varianta de subiecte cu numărul 3. La Giurgiu, sute de elevi au de trecut acest examen deloc ușor, în special pentru cei care nu au studiat suficient. Cum au fost subiectele? Greu! Greu? Mai greu decât în vară? Nu, a fost mai ușor. Mai ușor ca în vară. E de trecut? Crezi că e o notă? Da. Eu nu știu dacă trec. Sper să reușesc. Nu știu, sigur. Nu mă așteptam să fie așa un pic greu. Bine, dacă știi, dai seama că scriei ceva. Am scris, m-am descurcat. Crezi că o să iei o notă de trecere? Cred că da. Cam cât? Cred că peste 6. A fost foarte greu. Bacalaureatul de toamnă va continua pe 28 august cu proba scrisă la limba și literatura maternă, pe 29 august cu proba obligatorie a profilului, ultimul examen urmând a fi susținut pe 31 august cu proba scrisă la alegerea profilului și specializării. Rezultatele finale vor fi afișate pe 5 septembrie după soluționarea eventualelor contestații.